Englezii spun că un măr pe zi ține doctorul departe, noi putem completa că un usturoi pe zi ține pe toată lumea departe. Rămânem totuși la mere astăzi, avem lângă noi aici inclusiv mere românești, mere mici. Merele sunt o sursă foarte bună de vitamine, de fibre, de carbohidrați, cu siguranță au o cantitate suficient de mare de fructoză încât să conteze, deci atenție la cantitate. Se păstrează foarte bine pe durata iernii, deci dacă avem o sursă de la țară, de la o livadă, le putem lua de acolo. Dacă le ținem în condiții bune, ele stau, se păstrează foarte bine până primăvara. Dacă le cumpărăm din supermarket, suntem foarte atenți la țara de origine. Sigur că preferăm țara noastră, putem alege și alte țări, sigur, din interiorul Uniunii Europene. Mare atenție însă la merele care pot fi acoperite cu acel deja celebru strat de ceară. Acel strat de ceară poate să conțină și alte substanțe. Deci înainte să le cumpărăm, verificăm, pentru că nu toate merele din supermarket conțin acel strat de ceară. Din contră, este chiar o raritate. Dar verificăm înainte să le cumpărăm. De preferat să nu aibă niciun strat de ceară peste ele, să fie mere obișnuite, le spălăm foarte bine. Dacă au stratul de ceară și totuși le-am cumpărat, atunci ar fi mai bine să le curățăm. Dacă nu, le vom mânca cu tot cu coajă, pentru că în coajă găsim nutriție, găsim fibre, găsim vitamine, găsim minerale. Semințele de măr pot fi toxice în cantități foarte mari, dar în cantitățile pe care le găsim în mod obișnuit în dietă, în câteva mere pe zi, ele nu prezintă un pericol pentru sănătate. Iată, deci, merele de toamnă, foarte, foarte sănătoase, foarte bune. Vă recomand să mâncați, sigur, un măr pe zi, alături de alte fructe și în cadrul unei diete diverse și sănătoase.